Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În noiembrie, vărsătorul, care ascultă deja cu sensibilitate semnalele sferelor cerești, va fi dotată de puterile superioare cu intuiție dezvoltată. Este posibil să reușești să faci mai multe descoperiri sau să vii cu o idee inovatoare care să-i facă pe alții să se raporteze diferită la tine. Perioada de la 1 la 12 noiembrie va trece sub influența negativă a vibrațiilor cosmice dizarmonice, iar eclipsa de lună din 8 noiembrie nu va face decât să agraveze imaginea evenimentului deja încărcat. Modificările care pot apărea între 1 și 12 noiembrie este puțin probabil să depindă de tine, deci încercările de a stabiliza circunstanțele sunt probabil să eșueze. Dragoste! nu trebuie să contezi pe mare noroc în domeniul relațiilor romantice. Va fi extrem de dificil pentru cei singuri să-și găsească sufletul pereche. Ești obișnuită să te comporți diferit pe terenul de joc, să nu respecti nici o regulă, iar asta îi va speria pe potențialii pretendenți. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii va exista în continuare șansa de a întâlni o persoană drăguță care este pregătită pentru o relație pe termen lung cu o persoană ca tine. Nu apăsa imediat pe partener pedala cu pretenții, lasă-l pe el să facă primii pași și să ia singur primele decizii. Reprezentanții unei familii, în noiembrie se vor confrunta cu multe divergențe. Mai multe decât atât, cele mai comune rutine de zi cu zi vor deveni cauza lor dar soluția problemei ești chiar tu însă Culmea pasiunilor va fi în perioada 20 la 22 noiembrie. În aceste zile, vei observa o răcire deosebită a atenției celuilalt și estomparea relațiilor intime. Ești capabilă să schimbi această stare de lucruri, dacă există în tine o astfel de dorință. Sănătatea În noiembrie, vărsătorul va suferi de migrene și dureri în zona lobului frontal. Trebuie să găsești cauza unor astfel de convulsii. Asigură-te că faci o programare la medicul tău și ei o trimitere la un test. Este mai bine să faci prevenție medicală decât să mergi la spital. Pe lângă acestea, trebuie să te odihnești mai mult să eviți stresul zilnic. Înconjoară-te de frumusețe, ignoră negativul. Dacă în apropiere sunt oameni care ți aduc în mod constant emoții negative, limitează comunicarea cu ei. Surprize neplăcute vor fi generate și de sistemul imunitar, care va slăbi semnificativ în a doua jumătate a lunii. Vei observa o deteriorare a stării de bine, apatie și slăbiciune. Pe acest fundal, infecțiile virale pot găsi un teren propice. Încearcă să te protejezi cu o mască în locurile aglomerate, ia vitamine și aerisește mai des camera în care dormi. Diversificăți dieta obișnuită cu acizi graș și proteine. Banii Va fi dificil pentru vărsători să găsească contact comun cu echipa. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care au primit recent un loc de muncă. Gândirea ta ieșită din granițele acceptate de ceilalți va crea un decalaj între tine și celelalte persoane. Atunci când alegi un loc de muncă, alege unul în care comunicarea cu oamenii va fi la minimum. Prin urmare, succesul este garantat persoanelor care sunt conectate cu tehnologia, banii și creativitatea. Profesiile sociale vor fi mai dificile, noiembrie nu este cea mai bună lună pentru schimbarea locului de muncă, poți să te uiți îndeaproape la posturile vacante, dar nu lua decizii pripite, altfel vei regreta în curând, dacă nu ai suficienți bani. Atunci încearcă un venit suplimentar pe internet sau transformă un hobby într o sursă de venit. Mulți vor putea să vândă profitabil ceva făcut cu mâinile proprii. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.